Ei, pentru că se apropie sărbătorile, o să gătesc chestii tradiționale românești. O chestie ușurel de gătit, o chestie foarte greu de gătit. Chestia greu de gătit este ciorba de burtă. Toată lumea o mănâncă, toată lumea crede că se pricepe la ea. Vă spun că sunt foarte puțini care se pricep la ciorbă de burtă. Dacă vrem să vedem un bucătar bun, dați-i să facă o ciorbă de burtă. Dacă știe să o facă, ăla e bucătar ștoc. E o ciorbă foarte pretențioasă și foarte greu de făcut. Deși simplu, adică rețeta nu e complicată, nu are multe ingrediente, dacă să o potrivești și să iasă bună, foarte greu. A doua chestie care vreau să o fac, iarăși simplă, e o rețetă inventată de mine împreună cu mama. Este vorba despre un ciolan la ciorap. Aici vă dezvălui de pe la sfârșit secretul. Nu e mare lucru, nu e greu de făcut, dar iarăși cu șmecherii, foarte potrivit pentru sărbători. Ia uitați! Ha? Ia cătă, am lăsat oala afară, deja avem minus. Suntem în Apuseni, de fapt filmăm la cabana mea de la Mărișel. Ce avem nevoie pentru ciorba de burtă? Începutul. Absolut obligatoriu, genunchi de vițel. Oase de vițel, în principal genunchi. Ia să vedem, avem genunchi? Avem. Uite, ăsta e genunchiul de vițel. Vedeți, muse trebuie să fie articulații. Uite-l, muse trebuie să fie articulații. El o să dea gustul. Nu se poate face ciorbă de burtă fără să avem genunchi de vițel sau de vită. Pe lângă genunchiul de vițel și de vită, am mai cumpărat două cozi. Astea sunt o invenție de-a mea. Am încercat să fac cu cozi de vită ciorbă de burtă, este absolut minunat. Punem într-un vas la fiert coada de vită împreună cu articulațiile. Le așezăm frumos. Bun. Peste ele se pune piper, dar nu vă sfiți, piper nemăcinat, babe. Încă mai pun. Mai pun. Bun. Apă. O să gătesc în bucătăria de vară. Deși destul de frig afară. Motivul pentru care gătesc în bucătăria de vară este și faptul că când facem ciorbă de burtă, de obicei, ciorba de, adică burta miroase. Apă cât să acopere să treacă de două degete peste ele. O să mai completăm noi cu apă după ce fierb oasele. S-a prins. Bun. Punem oala pe foc. Hai, grăsuțo. Trebuie să pun și capacul. Asta o lăsăm. Când o să înceapă să se ridice spuma, trebuie spumată ca să ne rămână frumos. Nu e problemă nici dacă lăsați spuma, numai că o să fie, o să existe prin ciorbă și o să fie inestetic. Nu că ar fi vreo toxină, cum am auzit de nu știu câte ori, că alea sunt toxine care trebuie aruncate, asta e o prostie, nici vorba de așa ceva, nici poveste, e vorba de, strict vorbim din punct de vedere estetic. O să o spumez, chit că nu știu dacă am spumieră, dar ceva trebuie să am eu de ce. Am acoperit oala cu oase de vită, mă ocup de ciolan, așadar. A doua rețetă care o să o facem este clasicul, mult iubitul, adoratul chiar, ciolan. O să-l pun acum la fiert, împreună cu babe de piper negru și cu sare. În mod normal nu se folosește sare la un ciolan afumat clasic, tradițional, pe care îl facem acasă când tăiem porcul. Dar el neavând sare, îi punem sare. La sfârșit o să mai pun și niște foi de dafin, dar asta o să reamintesc. Nu, am văzut în multe locuri că din start se pune la fiert, în mod normal și în ciorba de burtă ar fi trebuit să pune la fiert folie de dafin. Plantele aromatice își dau drumul la gust în 2 minute. N-are rost să-l pui de la început la fiert să piardă gustul. Înainte de a lua de pe foc, 2-3 minute, se aruncă acolo plantele aromatice. Bun, hai că îl și pun la fiert, tot în apă rece.
Am fost să mă uit după niște ghebe, era plouat, după care peste noapte a dat un pui de ger, așa, un minus 2, minus 3 grade. Am fost să mă uit după ghebe, sunt ceva ghebe de alminteri, nu mai e de mult decât acum 4-5 ani. Am făcut aici o emisiune la Cutigaia în spate, zacuscă de ghebe și ghebe bunate. E sezonul ghebelor. Am urcat în vârful munților toamna pentru a culege ciuperci. Alt hrib de mesteacăn. O să fac astăzi două chestii, și anume o zacuscă de ghebe la ceaun și murătură. Fără niciun fel de problemă, nu trebuie să fie tăiată mărunt. Băgăm acum gogoșarul, cordeiu, capia, care am dat în mașină, sigur că. Mai mult de o treime trebuie să fie ciupercă în zacuscă. Ei, atunci Zidruța era micuță, avea vreo 5 luni. Între timp, mie mi se pare că s-a împlinit destul de bine, e ca un purceluș. Ia uitați-vă, se vede că participă la emisiune gastronomică, nu știu cum să o slăbesc, sigur am și sterilizator, că de asta e așa de grăsuță, dar chiar e un câine de nădejde și foarte ascultător, foarte cu minte. Foarte cu minte și foarte cum se cade cu oamenii. Cu animalele mai puțin, dar cu oamenii foarte cum se cade și foarte cu mințică. Da, da. Da. N-am ce face decât să aștept. Trebuie să aștept să fiarbă oasele alea. Oasele sunt aproape fierte, ar trebui să mai stau un 20 de minute. Acum, la ciorba de burtă, nu-mi cap, tradițional se spune așa, nu-mi cap niciun fel de zarzavator, nu se bagă păstârnac, nu se bagă pătrunjel, Doamne ferește de țelină. Unii spun că nici ceapă. Eu, înainte ca oasele să fie fierte, cum vă spuneam, 20 de minute, bag 4 cepe întregi, care lasă fiarbă acolo. Uite. Așa, în capacul, băgăm cepele, nu le las mult, vreo 20 de minute întregi. Ei, până când se fierb oasele, nu mai este mult, să zic un sfert de oră, eu o să curăț usturoiul, ca asta așa numai, ca să nu stau. Musai. Nu este ciorbă de burtă fără usturoi. Nu există așa ceva. Trebuie ceva usturoi. Ciorba de burtă, unul dintre secretele ciorbei de burtă, este trebuie foarte bine condimentată. Adică usturoi din belșug, oțet din belșug și alte chestii. Vă explic eu când ajungem la momentul respectiv. Până în alta avem de făcut, de curățat un 15-20 de căței de usturoi la câtă ciorbă fac eu. Am în jur de 5 kg de burtă, deci undeva o să-mi iasă la un 10 litri de ciorbă. Ca popa. Asta trebuie să fie deasă, serios. Adică dacă vă gândiți că vreți să faceți ciorbă de burtă, o mulțime de zeamă și pe fund câteva fideluțe de burtă, nu iese. Nu. Trebuie să fie burtă din belșug. Oase din belșug, burtă din belșug. Asta nu merge făcută sărac, așa, economică. Da, între timp, ia că aud niște tălângi. Veniți suratele. Niște văcuțe. Suntem într-o zonă de munte. Așa, recapitulez puțin acum. Am fiert oasele de vită, în principiu, cât se poate genunchi, cartilagii, împreună cu cozile, împreună cu piper din belșug și împreună cu patru cepe.
le-am pus la sfârșit. Nu le-am lăsat să fiarbă prea mult, nu trebuie să-și dea foarte mult drumul la gust. Cum vă spuneam, în ciorba de burtă nu se pun legume. Bun, acum o să scot oasele, o să le dezosez mai încolo ceva, o să strecur supa asta, asta e o supă de oase de vită, practic, o să o strecur prin sită. Bun, turnăm ciorba strecurată, zeama strecurată, turnăm înapoi. Nu-i vorba, trebuie să recunosc că miroase. Are un miros neplăcut. Cum vă spuneam, nu prea e de făcut ea în casă. Se găsește în comerț burtă curățată pe fiartă tăiată fideluțe. Nu mai are niciun gust ciorba de burtă. Nu recomand. Bucățile astea întregi, de-abia curățate, poate opărite puțin. Uitați-vă cât e. Na, nu pot să o bag așa, nu? În oală. Na, asta de la mine este o bucată de rumen. Vedeți? Aici avem toată musculatura stomacului care o ajută pe ala rumegat. Din asta vine gustul și tot ce trebuie dintr-o ciorbă de burtă. Da, sunt destule bucăți de astea. O să mai pun sare, de care n-am pus pentru ca să nu întăresc cozile de vită. Sare, puneți sare, liniștiți, nu vă jenați. Bun, o să pun și câteva foi de dafin, nu multe, 4-5. O pun la fier din nou. Așadar, între timp, burta mea fierbe nu mult, 15-20 de minute, după care o scot și o tai, o să vedeți. Între timp am luat ciolanul, pe care l-am pus la fiert cu sare, piper și la sfârșit câteva foi de dafin. Da? Îl scoatem de aici. Hai. Totă șmecherea la ciolanul ăsta este să îl lăsăm să fiarbă până la limita să cadă de pe oase. Nu-i bine să-l fierbe nici prea mult, pentru că se sfarmă, nici prea puțin. Uite, eu l-am luat pe furguliță. Acum o să fie operație un pic mai complicată, pentru că trebuie să-l tai fierbinte. Dar n-am încotro că trebuie să-l tai fierbinte, că dacă nu tai fierbinte, nu o să-mi iasă ceea ce vreau să fac. Hai, uite așa pe lângă os. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Îl tăiem în bucăți, nu mici, nici mari. Așa. Bun, l-am tăiat pe tot. Da? Îl pun pe tot aici, în sită. Hop, un șoric o șters putina. Bun. Îl amestec puțin pentru ca să fie, mă rog, carnea cu șoricul cu grăsime amestecată oarecum egal. Și acum, surpriza, scoatem din buzunar o pereche de ciorap de damă. Noi nouți, da? Ciorap de damă. Pe care îi tăiem. Bun. Îi tăiem. Și luăm un ciorăpel. Ia că te-l vedeți. Și îl punem aici. Dar trebuie până e cald. Ei, de fapt, rețeta asta de ciorap în ciorap mi-a venit în minte mie și mamei mele, care între timp nu mai există, ne întrebam cum am putea ciorapul ăsta să-l facem presat, pentru că acasă nu poți. Și ne-am gândit la ciorapul ăsta de damă, după ce am băgat toată carnea aici în ciorap, o presez cât poți ca să nu rămână spații goale, aer, între bucățele de ciolan, așa. Bun, l-am pus pe un lemn, am pus deasupra altă bucată de lemn, mă rog, un dog, un cârpător, cum spunem noi în Ardeal, deasupra un butoiaș de castraveți murați. El trebuie să-l preseze, oricum l-am strâns bine în ciorap, trebuie să-l preseze, cam după o oră jumate când s-a răcit, o să-l iau, scot ciorapul și o să vedeți că aveți o bucată de mezel
din care se taie felii subțiri extraordinar de bun. O să vedeți ce frumos e ciorapul de pe el. Îl lăsăm aici până terminăm ciorba de burtă. Consider că burta a fier suficient. Oricum, dacă nu fier suficient, acum o tai. Nu fac altceva. Dacă nu fier suficient, oricum o mai las la fiert. Dar e foarte grea asta. Avem undeva aici la 14 kg de... Bun, acum o să iau de aici burta. O scot, o tai fideluță, e de lucru. Cam asta e burta tăiată. Vreau să subliniez un lucru. Dacă voi credeți că puteți să faceți ciorbă de burtă cu burtă puțină, vă înșelați. Ciorba de burtă se face deasă. Trebuie burtă din belșug, nu e o ciorbă ieftină. Na. Pun asta la fiert. Hai. Hai, hai, hai. Oh, Doamne. Da, da, da. Așa. Ia auziți-l cum susură. Am călit morcovii împreună cu puțină boia dulce, nu multă, și îl pun peste burta care fierbe. Hai să vedem ce e aici. No, asta e morcovul călit. No, el o să se răspândească în supă, o mai lăsăm așa 10 minute. Minunat. Hai. După care trecem la dres. Atunci când terminăm ciorba de burtă, trei lucruri sunt foarte importante. Oțetul, usturoiul, dresul. Dresul se face pe cât posibil smântână cât mai grasă. Eu aș zice un minim 30%. La ce cantitate am făcut eu, trebuie un litru de smântână. Atât am și pus un litru de smântână. 10 gălbenușe de ouă. Mai avem de pus oțet, mai avem de pus usturoi. Cam oprit focul. Bun. Așa trebuie să fie deasă. Deasă, deasă. Bun. Așa. Acum, în primul rând, bag în ea carnea pe care am cules-o de pe cozi și de pe cioante, cum spunem noi în Ardeal. Cioante, adică de pe cartilagii. Se pune aici. Al doilea lucru pe care îl facem, și aici e momentul adevărului, se bagă oțetul. Dacă atunci când se bagă oțetul, ciorba se albește, înseamnă că avem suficientă zeamă de oase și ciorba o să fie bună. Dacă nu se albește, înseamnă că nu e bună. No. Uite, vedeți cum albește? No. Asta e foarte important. Ce albește... e bun. Dacă nu ar bea, o și abandonam. Bun, am dres-o cu oțet. Ce ne mai interesează acum foarte mult este usturoiul. Ia cât-l. Usturoi pisat, cu puțină sare și cu puțină apă. Asta o torn aici. Important este asta să fie undeva la 75-70 de grade. Că dacă nu, brânzește. Acum nu o să brânzească. Ia uitați aici, aici. Ciorbă de burtă, comilfo. Foarte drăguț cum am gătit în preajma brazilor. Vedeți în ea, în câteva locuri, niște cetine de brad. Nu nimic.
nu e nimic. Bun. Ia uite, dăm ciorapul. Se taie ca din orice fel de mezel, decât că e mult mai gustos. Oh, uite-și cu un pic de joric. Vă rog frumos, încercați-l, nu uitați. Sare, piper, dafin, ciorap, pesat. Excelent. În ceea ce privește cioba de burtă, absolut minunată. Am făcut ciolan în ciorap, am făcut ciorbă de burtă. Despre asta este vorba la România în bucate. Până data viitoare, la revedere!